Bine ați venit, dragii mei, abonați și simpatizanți ai canalului Agapia Tarot la etalarea de weekend. Vom vedea împreună cum sunt predispozițiile pentru fiecare zodie în parte în perioada 10-11-12 noiembrie 2023. Dragii mei, puteți găsi timpul la care se află fiecare etalare. Eu vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână deosebit, cu multă sănătate, cu iubire, cu împliniri pe toate planurile. Vom lua fiecare zi în parte, așa cum procedez de obicei, și vineri, și sâmbătă, și duminică, însă am să aprind o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor, pentru bucuria alături de cei dragi, pentru vindecări, pentru împăcări, pentru regăsiri, pentru ca viața dumneavoastră în acest weekend, da, 10, 11, 12 noiembrie, să fie unul deosebit. Poate credeți în portalul 11-a, 11-a. Prin urmare, eu vă invit, da, pe 11-a, 11-a, va fi sâmbătă, la ora 11, să găsiți acea liniște sufletească, să găsiți în cugetul dumneavoastră și în conștiința dumneavoastră o dorință pe care ați vrea să o înălțați în univers și care să se întoarcă, da, să se întoarcă spre voi împlinită. Dragii mei, eu voi folosi mai multe pachete, da, de tarot. De exemplu, am acest Lenormand, da? Apoi tarotul energii, la fel, este cel care va vorbi puțin despre aceste zile de sfârșit de săptămână. Am un mesaj de la îngeri sau ghizi spirituali, în funcție de cum doriți dumneavoastră să îi percepeți și să îi considerați, și tarot Illuminati. Da, din tarot Illuminati o să extrag, de fapt, energia zilei de vineri, pentru că va fi probabil una lucrătoare pentru majoritatea dintre dumneavoastră. Dacă sunteți, da, bucuroși, eu vă invit să urmăriți. Încep prin a face talarea pentru dragile doamne și dragii domni din Zodia Berbec. Să vedem un mesaj de la un ghid spiritual pentru dumneavoastră, pentru 10, 11, 12 noiembrie 2023. Mistic spune să fii în continuare hotărât să continui înainte și să nu iei un nu drept un răspuns definitiv. Să te aștepți ca soluții miraculoase să apară pentru dumneavoastră. Foarte frumoasă încurajare, aș zice eu. Să vedem această zi de 10 noiembrie cum se aspectează. La nivel relațional, dragii mei, am acest doi de bâte. S-ar putea voi să fiți ușor mai detașați de persoana dragă, să fiți în așteptarea unor vești din partea cuiva din berbecleu săgetător, să adunați informații, să corespondați la distanță cu o persoană, da, adică practic să faceți în așa fel încât în privința aceasta a comunicării, da, chiar dacă sunteți la distanță, să o percepeți ca pe ceva pozitiv și bun. La serviciu, dragii mei, văd că este o schimbare, o transformare, sau este un scorpion care va avea importanță pozitivă, benefică în calea dumneavoastră. Se schimbă ceva în modul în care interacționați, în modul în care faceți ca lucrurile să fie benefice. Se pare, da, aș vrea să mai aprind o dată lumânarea. Haideți să vedem, dragii mei. Ia să vedem. Aprindem din nou lumânare. Nu știu din ce motiv aceasta s-a stins. Poate auziți chiar de o persoană îndepărtată, nu e din familia voastră, care a pierdut o luptă. Da. Este o transformare, poate cineva de la job. Hai să vedem. Reluând, deci eram aici la Zodia Scorpion, la transformare, la o schimbare care se manifestă pe planul acesta profesional. Financiar vorbind, lumea îmi spune că aveți succes financiar, banii vin de la vărsători, voi atingeți un prag foarte bun,
treceți la, cum spuneam, ca o, într-o promovare, ca într-o... Da, banii pot veni de la distanță, de la colaborarea cu străinătatea, totodată. Și iată ce frumos asul de cupe vă arată, dragii mei, sănătoși, echilibrați. Asul de cupe arată de asemenea iubire, prosperitate, creativitate, care normal că vă aduc un sens de bine. Foarte frumos. Hai să vedem și la nivelul cărților de weekend. Da, avem pentru sâmbătă, respectiv pentru duminică. Iată, simt nevoia să mă opresc. Da, cu energie. Și hai să vedem și cu Lenormand. Care sunt, ia să vedem, dragii mei, care sunt energiile voastre de weekend? Și avem așa, pentru sâmbătă, sâmbătă 11-11, iată, grădina și poarta. Exact ceea ce încercam să vă spun, da, pe 11, sâmbătă, la 11, pentru că e 11-11, la ora 11, să vă puneți o dorință. Grădina aceasta chiar poate fi grădina voastră, un parc frumos, un loc minunat în care mergeți sau un vis pe care ați vrea să-l împliniți. Iar aici văd o poartă, da? E grădina și poarta. E ca și cum îți spune să lupți, lupți cu temerile tale, să lupți cu acele anxietăți, cu angoase, cu posibile depresii, cu... Da, deci gardul acesta nu te lasă să te bucuri de aici și acum, de azi. Ora 3, o persoană de 30 de ani, este aici ceva, da, este aici ceva care îți spune parcă nu te poți bucura, indiferent unde te afli, și să-ți dai voie să fii blând, blândă cu tine. Ce frumos! Iată, vine și un noroc, trifoiul cu 4 foi, da, pentru sâmbătă. Aici am un 6 de romb, care înseamnă prosperitate, binecuvântare. Numărul 2, noroc în cuplu. Da, este un noroc care vine în viața voastră sâmbătă. Hai să vedem și duminică. Iată comunitatea, iată duminică o petrecere, o ieșire în grup, în prieteni, cu prietenii. Comunitatea arată o sărbătorire, arată vești bune care vin spre voi, ora 7, să fie importantă duminică pe 12. Și iată vârsta de 37 sau 73 de ani și o sincronicitate. Aceste ceasuri vor arăta aceeași oră, adică veți fi pe aceeași lungime de undă cu persoanele din jurul vostru. Este o coincidență frumoasă care se întâmplă pentru voi. Este un weekend promițător, dragii mei. Foarte frumoase sunt aceste energii. Sper să vă ajute, să vă încurajeze. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc zile frumoase și sănătate și tot ce vă mai doriți dumneavoastră. Trecem, iată, la dragile doamne și dragii domni din Zodia Taur. Să vedem care este ghidul spiritual care vă oferă mesaj. Este vorba de Raie. Spune că yoga și exercițiile sunt esențiale pentru starea ta de bine, pentru pacea minții și pentru creșterea spirituală. Probabil că veți medita în acest weekend, veți face mișcare, vă veți plimba într-un cadru plăcut, poate mergeți la sală sau practicați yoga, pilates și așa mai departe. Să vedem la nivelul tarotului pentru ziua de vineri, 10 noiembrie 2023. Iată, pe planul personal, vă, dragii mei, Tauri, justiția, poate un adevăr, o dreptate care vi se face în cuplu, în familia voastră. Justiția poate reprezenta o doamnă sau un domn din balanță. Dar așa se pare că dacă ați fost nedreptățiți, în sfârșit vi se recunosc meritele. Justiția spune cum îți așterni așa dormi. Dacă ai investit în emoțional în relația ta, vei primi, iată, o recunoaștere, vei primi și tu la rândul tău un adevăr, va învinge dreptatea în cazul vostru. Apoi la serviciu, dragii mei, Tauri, am acest 6 de cupe care, într-adevăr, anunță o zi cu armonie, o zi cu înțelegere. Vă veți întâlni cu foști colegi de muncă, de școală, poate veți fi mai nostalgici la gândul
către copilărie, către prietenii voștri, poate chiar veți întâlni, dragii mei, persoane absolut întâmplător. Poate cineva își cere scuze sau e un suflet pereche din rac scorpion pești care vă ajută. Să vedem pentru planul financiar, ce frumos, regina de monede. Sunteți voi, dragi doamne din Taur, sau este o firmă, o afacere pentru domnii din Taur sau o șefă din Taur, Fecioară, Capricorn. Această regină de monede spune că voi sunteți poate acele doamne 3 în 1, femei de carieră, femei aranjate, dar și mămici și soții grijulii. Cred că veți tinde să faceți absolut tot prin voința voastră. Banii, să știți că vin de la Tauri, Fecioare, Capricorni. Sunteți prosperi, aveți stabilitate și siguranță, da? Sau este o bancă, este o instituție, o afacere prosperă. Și ce frumos, aveți asul de monede, dragii mei, pe partea sănătății și a părții sufletești. Asta înseamnă o iubire, înseamnă o vindecare, înseamnă o achiziție importantă, un cadou valoros care vine spre voi. Relații foarte bune cu Taurii, Fecioarele și Capricornii, dragii mei, foarte frumos. Hai să vedem și la nivelul Tarot Energy care sunt mesajele, da? Pentru weekend vom considera zilele de 11-12 noiembrie 2023. Puteți la sâmbătă, pe 11-11, la ora 11 și ziua și noaptea, să aveți un fel de ritual al punerii unei dorințe, să aveți un fel de meditație asupra ceea ce vă doriți, ca și cum ați lansa această dorință înspre univers. Haideți să vedem ce spun cărțile, dragii mei. Pentru sâmbătă văd o sărbătorire, o întâlnire cu prietenii, cu familia, numărul 7, poate ora 7, și văd și multă protecție divină, văd faptul că sunteți credincioși, încrezători, ceva vă dă speranță, parcă sunteți ocrotiți de bunul Dumnezeu, că aveți 36 de ani sau 63 de ani, voi sau cei dragi vouă. Aici mai am o 6 de treflă, care înseamnă relații frumoase cu berbecilei săgetători, dar și recunoașterea meritelor și primirea unor laude. Pentru duminică, 12-11, veți fi puși în fața unei alegeri, veți fi indeciși să dați sau nu curs unei invitații, să optați pentru varianta A sau B. Văd numărul 8 aici, ca oră, și mai văd un bărbat îndrăgostit. Puteți fi voi, dragi domni din Taur, sau pot fi partenerii doamnelor Taur. Este un as de inimă roșie. Adică este o iubire aici, este o discuție de la inimă la inimă. 28 poate fi vârsta dumneavoastră sau în intervalul orar între 2 și 8, ora 16 sau ora 10, da? Să vă prindă într-o discuție din aceasta de la suflet la suflet, pentru că, da, asul de cupe arată iubire, arată grijă, prosperitate, creativitate. Foarte frumoase energii. Vă doresc din tot sufletul să aveți, dragii mei, o zi de vineri deosebită și apoi un weekend minunat. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă mulțumesc pentru faptul că vă abonați. Eu voi trece la dragile doamne și dragii domni care sunt din zodia Gemeni și vom începe pentru perioada 10-11-12 noiembrie 2023 cu un card de la un ghid spiritual. Astara spune că tu meriți ce este mai bun și tu să tinzi către stele cu dorințele și cu visurile tale și să nu faci compromisuri, să vă păstrați viziunea, să vă păstrați fericirea, bunăstarea și așa mai departe. Foarte frumoasă carte, să vedem la nivelul tarotului cum va fi ziua de vineri. Pentru majoritatea doamnelor și domnilor din Gemeni, este zi lucrătoare, vom lua fiecare plan în parte. În primul rând, văd un 5 de spade pe plan amoros sau relațional, voi sunteți buni negociatori, vă împăcați, vreți să găsiți o soluție de mijloc, lăsați de la voi, dar și altă persoană lasă de la el sau de la ea. Aici este poate cineva din Gemeni Balanță Vărsător cu care puneți țara la cale, cum ar veni. Apoi, văd la serviciu niște griji,
griji din motivul că realitatea pe care voi o percepeți pare mai dificilă decât va fi în realitate. Să știți că vă veți liniști de îndată ce veți constata că lucrurile se rezolvă, că există soluții. Detașați-vă în general de acest stres, nu vă învinovățiți, nu învinovățiți nici pe ceilalți, ci pur și simplu lăsați lucrurile să își găsească un făgaș normal. Văd aici asul de bâte pe plan financiar, banii vin, dragi gemeni, de la persoane din berbecleu săgetător, din proiectele noi pe care le aveți sau voi investiți într-o afacere, într-o relație cu un semn de foc. Este un proiect care are izbândă, este o reușită, este un examen, este un premiu cu bani care este câștigat. Și iată o resetare pe planul sănătății și a sufletului. Cred că are loc o vindecare, are loc această dorință a voastră să trageți linie, să plecați cu multă încredere de la zero spre ceva în care credeți. S-ar putea un vărsător să fie alături de voi, da, să țineți cont și de acest lucru. Și hai să vedem la nivelul weekendului ce anume povestesc aceste cărți de tarot. Am Tarot Energy și Tarotul Lenormand. Și avem așa, dragi gemeni, pentru ziua de sâmbătă avem, iată, un echilibru interior. În orice lucru bun este ceva neplăcut și în orice lucru neplăcut este ceva bun. Ce frumos și buchetul, dragii mei! S-ar putea gemenii să aibă întâlniri foarte frumoase cu suflete pereche, să aibă surprize frumoase, invitații. Aici numărul 22 poate să fie vârsta dumneavoastră sau ora 2, ora 4, poate să fie ora 22 seara. Iar Lenormand spune aici de un rege de spade, fie că sunteți voi, dragi domni, din zodia gemeni, curtenitori, veți oferi flori, ori sunt, e un partener din gemeni balanță, vărsător sau un antreprenor, o persoană cu, da, care are o afacere. 30 poate fi vârsta dumneavoastră sau ora 3. Foarte frumoase sunt aceste energii. Hai să vedem și la nivelul zilei de duminică. Vi se vindecă o inimă rănită, dragii mei. Dacă ați fost trădați în trecut, dacă ați avut un trio, cred că veți ieși din el. Veți alege ca inima voastră să se vindece. Aici am numărul 9, da, poate ora 9. Și mai am o lupă. Veți fi foarte atenți la niște detalii, pentru că aceste detalii fac diferența, dar și excelența în relațiile voastre, în conexiuni, în activitățile pe care le întreprindeți duminică. Dacă semnați contracte sau anumite hârtii, uitați-vă să fie în avantajul vostru. Dar este ceva, nu știu, poate fi o veste bună și legată de starea voastră de sănătate, dar lucrurile, da, încep să fie ușor mai plăcute pentru dumneavoastră. Eu chiar vă doresc o zi de vineri minunată și un weekend deosebit. Să vă meargă bine, dragii mei, și să aveți zile excelente. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți abonații a canalului Agapia Tarot. Trecem, iată, la dragile doamne și dragii domni din zodia Rac, să vedem pentru perioada 10-11-12 noiembrie 2023 care sunt predispozițiile. Și văd în primul rând acest mesaj de la ghidul spiritual Sonia. În cazul în care ați pierdut de curând o persoană sau vă simțiți apropiată sufletește de o persoană care nu se mai află printre cei vii, să știți că persoana aceasta, prin intermediul Soniei, vă trimite să vă liniștiți că persoana aceasta acolo unde se află este bine și nu suferă. Dar sper, dragii mei, să vă liniștească acest mesaj pentru cei care nu au pierdut pe cineva drag sau chiar și pentru aceștia. Mai am un mesaj de la Isabela și spune: da, timpul este potrivit pentru această nouă aventură și se pare că ceva nou și fericit urmează în viața ta conform așteptărilor tale pozitive.
Dragii mei din Zodia Rac, se pare că viața voastră se schimbă în bine, ceva care să vă ajute, să vă împlinească o anumită dorință, se îndreaptă spre dumneavoastră. Să vedem la nivelul zilei de vineri, dar acest tarot Illuminated ne povestește despre ziua dumneavoastră pe fiecare plan în parte. Și avem, dragii mei, acest prinț de bâte la nivelul relațional. Simt că voi sunteți iubitori, sunteți spontani, impulsivi chiar, sau aveți această persoană dragă vouă, poate din berbec, leu, săgetător, care vine spre voi val vârtej. În cazul în care este o astfel de persoană, să știți că persoana aceasta se mai și răzgândește. Poate să fie ușor nestatornică, dar poate că e energia voastră, cum spuneam, mai iubitoare, mai exuberantă, da? Dacă nu este neapărat un prinț de bâte. Iar apoi, la serviciu, dragii mei, doamne și domn din RAC, temperanța îmi spune că lucrurile sunt cumpătate, v-ați obișnuit cu ce aveți de făcut, nu intervin evenimente neplăcute, sunteți foarte calmi, colaborați foarte bine, poate acest săgetător are importanță, da, în interacțiunea cu voi și fantastic, financiar la fel, vă veți simți echilibrați, probabil ați primit sau veți primi o sumă de bani pe care o așteptați. Lucrurile sunt bune, cred că vine o persoană din săgetător cu o sumă de bani către voi. Și, dragii mei, iată din nou prințul de bâte. Nu știu de ce, n-am mai lăsat cartea jos. Nu știu de ce. Uneori las cărțile jos la alte zodii. Acum am simțit nevoia să le reamestec. E aceeași carte prințului de bâte pe plan relațional. Deci sunteți expansivi, sunteți bucuroși, pasionali, iubiți viața, vă simțiți bine. Sunteți sănătoși, dar ușor nestatornici și schimbători. Sau poate fi o persoană din berbec leu săgetător care, da, este așa mai spontană, care vă ia pe sus și cu care trăiți foarte intens ziua de vineri. Să vedem, dragii mei, doamne și domn din RAC, la nivelul tarotului de weekend, da, atât pentru sâmbătă cât și pentru duminică. Avem atât tarotul energiei, cât și Lenormandul, pe care, iată, le pregătesc pentru această etalare. Pentru ziua de sâmbătă, 11-11, să știți că poate la ora 11, da, vă gândiți la ceva important pentru voi, ce ați vrea să se împlinească. Eu văd, într-adevăr, un contract care vă interesează, poate fi de orice fel, de servicii, un contract de muncă, un contract de casă, un contract efectiv în sufletesc. Aici am numărul 6, poate ora 6 să fie importantă. Vă gândiți poate la un nou job și văd și foarte multă istețime. Sunteți aceste vulpițe sau vulpoi, cum ar veni, dar ori între 1 și 4, ori la ora 14, ori la ora 5. Am un 9 de bâte aici și faptul că sunteți foarte frumoși, foarte iubăreți, da, în ziua de sâmbătă, veți fi foarte energici, așa, sper să fie acest lucru și aveți grijă, dacă semnați un contract, citiți-l să nu fie o persoană care să încerce să pună o clauză acolo care nu este în avantajul vostru, să nu fiți ursul păcălit de vulpe, dragii mei raci. Hai să vedem și pentru ziua de duminică. Ziua de duminică vine, iată, cu o călătorie sau cu discuția purtată de voi și o persoană aflată la distanță, peste orașe. Aici este 29, este o carte foarte frumoasă, ca vârstă, 29 sau intervalul orar între 2 și 9. Este un vărsător, dragii mei, care joacă un rol important în viața voastră și iată ce frumos! Este grădina sufletului vostru care înflorește. Este o călătorie pe care o faceți, este un mediu plăcut, poate mergeți într-un parc sau stați în propria grădină. Optul de spade ne arată că aceste griji pe care le aveți, vă veți da elibera de ele petrecând timp în natură, petrecând timp
Da, poate chiar rezolvând ceva, vi se rezolvă ceva. Poate acest vărsător să aibă o importanță în viața voastră. Cartea numărul 20 vorbește de o vârstă sau de o oră sau ora două de asemenea, dar voi veți reuși să scăpați de niște griji. Foarte frumos, dragii mei! Sper să așa să fie, să vă meargă excelent, să aveți o zi de vineri deosebită și un weekend minunat. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți și că sunteți abonații acestui canal de YouTube. Mergem la dragile doamne și dragii domni din Zodia Leu. Să vedem pentru dumneavoastră această perioadă 10-11-12 noiembrie 2023, cum este vegheată, aspectată. Iată un mesaj de la un ghid spiritual. Zana spune că tu ești protejat de toate tipurile de pericole și că ce a fost mai greu a trecut, poți să lași în spate. Pur și simplu îți cere să te relaxezi și să te simți în siguranță. Foarte frumos este mesajul acesta, sper să fie pe sufletul vostru, dragi doamne și domn din Leu. Acum am să extrag pentru vineri cărți pentru fiecare plan în parte. Vineri pe 10 noiembrie. Planul relațional este, iată, foarte bine aspectat. Optul acesta de monede chiar anunță faptul că voi oferiți iubire și sunteți iubiți. Aici e o persoană din Taur Fecioară Capricorn care, să știți că vă susține. Simțiți că ceea ce oferiți primiți în schimb, că iubiți, dar și primiți dragoste. La serviciu, cu șasele de spade, se pare că lucrurile încep să meargă mai bine pentru voi. Aici sunt persoane din Gemeni, Balanță, Vărsător. Aici văd cu șase de spade că o perioadă mai agitată va duce către ceva mai liniștit, adică voi lăsați în urmă conflicte, poate cu Gemeni, Balanță, Vărsător, sau o perioadă tare, tare grea, care începe să se mai însenineze. Este cineva care vă ajută, poate, din Gemeni, Balanță, Vărsător, totodată. Să vedem la nivelul banilor, iată, protecție divină, bani care vin de la Tauri, dar și susținerea familiei, căsniciei voastre, respectați niște tradiții, dragii mei lei, sunteți așa ancorați pe o stabilitate. Pot fi cereri în căsătorie, puteți afla de anumite căsătorii, să fiți invitați, da, la anunți. Iar pe planul sănătății și a sufletului aveți aici încă ceva griji, aveți încă un somn mai neliniștit. 9 de spade poate vorbi de un conflict cu Gemeni, Balanță, Vărsător, dar și de grija voastră pentru ziua de mâine, pentru sănătatea voastră. Sunt anumite gânduri care nu vă dau pace, dar mai durează puțin. Da? Poate vă ajută cineva din semn de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai e nevoie să găsiți o soluție, dragii mei, ca lucrurile să meargă bine pentru dumneavoastră. Să vedem și la nivelul weekendului, dragi doamne și domn din Zodia Leu, ce anume anunță cărțile Tarot Energy, iată, și, bineînțeles, Tarotul Lenormand pentru dragii mei lei. Și avem așa, pentru sâmbătă, ia să vedeți ce energie frumoasă. Dragii mei, este ideea unei familii fericite, a unei relații frumoase. E vorba de înțelegere, de petrecerea timpului cu prietenii voștri, cu cei dragi vouă. Numărul 4, poate să fie ora 4 sau să fie 4 membri de familie. Cartea cu numărul 6, deci ora 6, soarele care alungă niște nori și alungă o ceață. Ceva, o supărare, să știți că se va rezolva. Au loc împăcări, au loc rezolvări. Aici am un popă de treflă, este regele de bâte. Puteți fi voi, dragi lei, sau poate să fie un partener din berbecleu săgetător care să vă însenineze. Foarte frumos! Hai să vedem și la nivelul zilei de duminică. La nivelul zilei de duminică vi se vindecă o rană emoțională. Aici o inimă frântă, rănită, se vindecă, se oblojește. Ora 9 să fie importantă,
Mai văd de asemenea poate persoane de 38 de ani, de 24 de ani sau de 83 de ani care au parte de o împăcare sau o regăsire cu cineva. De ce spun asta? Pentru că aici văd că este o prăpastie și sunt două maluri. Voi sunteți pe un mal, persoana cealaltă pe celălalt mal și vă întâlniți la mijloc. Din clipa în care cădeți asupra unei învoieli, vă înțelegeți cu cineva, aveți un parteneriat, iată ce frumos se înalță, ce frumos răsare soarele pentru voi. Foarte frumos, deci ceva se întâmplă, poate fi și o vindecare, poate să fie și o regăsire a cuiva drag. Sunt energii frumoase cu care sper să rezonați, dragii mei lei, vă îmbrățișez cu mare drag și vă aștept, bineînțeles, și la alte etalări. Să aveți o zi de vineri deosebită și un weekend minunat. Nu uitați de această idee că pe 11-11, sâmbătă la ora 11, ziua și seara ați putea să vă puneți intenții, să meditați asupra ceea ce vă doriți să vă împliniți. Dragii mei, vă mulțumesc tare mult că sunteți abonații mei și să mergem la dragile doamne și dragii domni din Zodia Fecioară. Pentru dumneavoastră, iată, începe etalarea de weekend și în primul rând voi cere un mesaj de la un ghid spiritual pentru dumneavoastră. Ia să vedem ce anume vă anunță și cine anume vă anunță. Atena vă spune că tu ești în siguranță și să te simți în putere pentru că tu știi cum să fii iubitor într-un mod puternic sau să fii puternic într-un mod iubitor și că vor beneficia și ceilalți atât de bine ca și tine. Tu ai o putere, dragă doamnă, dragă domn din Fecioară, ai o putere, ai această capacitate și această determinare să faci pentru tine și pentru cei dragi ție, să-ți folosești puterea într-un mod iubitor, să faci în așa fel încât să beneficieze și alți oameni de după reușitele tale. Să vedem la nivelul tarotului ce ne spun cărțile pentru ziua de vineri, 10 noiembrie 2023. Și văd șasele de cupe, văd împăcări, regăsiri, relații armonioase, poate că vă întâlniți întâmplător cu prieteni foarte buni, cu rudele, cu prieteni din copilărie, cu foști colegi de școală sau de muncă. Dar semne de apă, rac, scorpion, pești, sunt alături de voi. Iată ce frumos, 4 de băte, bucurie la locul de muncă, reușite, o celebrare, o sărbătorire. Cred că voi veți avea o stabilitate deosebită. Relațiile voastre, parteneriatele cu berbeci, lei, săgetători, vă sunt de asemenea de bun augur. Este o celebrare, o bucurie la acest loc de muncă. Poate să fie și un nou loc de muncă pentru voi. Și văd puterea, foarte frumos, o putere financiară, bani care vin de la lei, o determinare, un curaj. Deci văd putere financiară să puteți să-i ajutați și pe ceilalți. Și de asemenea am un 5 de monede la nivelul sănătății și a planului sufletesc. Păi, dragii mei, fie că simțiți o lipsă de iubire, fie simțiți o lipsă de sănătate, s-ar putea să fiți foarte obosiți, odihniți-vă, dar culcați-vă mai devreme, începeți un tratament de detoxifiere, hrăniți-vă bine, alimentați-vă bine, dar s-ar putea să fie aici o chestiune de sănătatea voastră sau acelei persoane dragi, sau să nu vă simțiți iubiți, să aveți impresia că ați făcut atât de mult pentru ceilalți și sufletește, nu aveți un ecou din partea lor. Să vedem și la nivelul weekendului, dragi doamne și domni din Fecioară, care sunt predispozițiile, atât pentru sâmbătă, cât și pentru duminică. Sâmbătă va fi 11-11, puteți la ora 11 și dimineața și seara să vă puneți intenții, să meditați asupra ceea ce vreți să împliniți, să cereți suportul Universului, divinității, conștiinței voastre, da?
Sper să așa să fie, dragii mei, și văd aici niște constrângeri financiare pentru sâmbătă. Fie că voi ați vrut să cumpărați un obiect și acesta s-a scumpit, fie că veți face niște cheltuieli compulsive și veți vedea la sfârșitul zilei că nu a fost prea bine. Deci grijă mare pe ce anume cheltuiți, dar să vă gândiți de mai multe ori dacă într-adevăr aveți nevoie. Numărul 13 poate reprezenta ora 13 sau un interval orar între 1 și 3. Și văd, iată, dorința voastră de sâmbătă. Nu știu dacă aveți 38 de ani, 24 de ani sau 83 de ani, dar aici văd dorința voastră de a vă împăca cu cineva, să treceți această punte, dar până la mijloc. Sunt două maluri, pe un mal sunteți voi, pe celălalt mal este altă persoană dragă vouă, și voi vă veți întâlni undeva la mijloc. De îndată ce această pace va veni între voi, iată ce frumos se înalță edificiul pe care voi puteți să construiți. Aveți o temelie solidă, dar sunt împăcări, sunt regăsiri, sunt vindecări, de ce nu? Aveți însă grijă cu aceste cumpărături compulsive. Hai să vedem și la nivelul zilei de duminică. Văd într-adevăr un înger al puterii. Deci puterea aceasta se manifestă și ca ghid spiritual, și în etalarea de vineri, și sâmbătă am văzut, și iată și îngerul echilibrului, de fapt îngerul puterii, numărul 50, poate aveți această vârstă, și mai văd cu 42 sau 24 vârsta dumneavoastră, ori intervalul orar între 2 și 4 duminică, ori ora 6, ora 8, legată de o direcție în care mergeți, voi urmați nordul, cum ar veni, busola arată nordul, deci să nu faceți rabat, să vă urmați calea așa cum este ea și nu o să vă pară rău, să aveți putere, voință, determinare, perseverență în a vă continua drumul, indiferent cât de dificil poate să pară la prima vedere. Poate chiar veți face o călătorie, dragi doamne și domni din Fecioară. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă mulțumesc pentru această vizionare și pentru că v-ați abonat. Să aveți o zi de vineri deosebită și un weekend excelent, dragii mei. Și hai să vedem la nivelul, trecem, iată, la dragile doamne și dragii domni din balanță. Să vedem ce spun cărțile acestea ale ghizilor spirituali. Ce mesaj aveți voi? Zana vă spune că voi sunteți protejați de toate tipurile de pericole și că ce a fost mai rău este deja în spatele vostru și vi se cere să vă relaxați și să vă simțiți în siguranță. Dragi balanțe, sper așa să fie, să aveți o putere, o determinare deosebite și o încredere că ce a fost mai rău a trecut deja. Să vedem la nivelul tarotului pentru ziua de vineri, 10 noiembrie 2023, ce spun cărțile. Șasele de cupe este o carte frumoasă, a împăcărilor în relație, a armoniilor, a sufletelor pereche. Poate cunoașteți sau deja sunteți în relații cu raci, scorpioni, pești. Foarte frumos! Hai să vedem mai departe. Patru de bâte, foarte frumoasă carte. Anunță la serviciu stabilitate, siguranță, o victorie, o celebrare a unui succes, colaborări cu berbeci lei săgetătorii, dragi balanțe. Am de asemenea o putere pe care o văd la voi, pe plan financiar, banii vin de la persoanele din Zodia Leu, o putere, o determinare să obțineți acești bani, să aveți succes financiar, da? Iar pe partea aceasta a sănătății și a sufletului, cinciul de monede arată, din păcate, arată poate o lipsă a unei stări fizice foarte bune. Poate vă simțiți mai obosiți, poate că aveți o lipsă de iubire, ați simțit că voi dați mult în relații și poate că nu vine la fel de mult în cazul vostru. Dar este aici, trebuie să aveți grijă de voi, să vă oferiți iubire de sine, dragi balanțe. Sper să aveți, da, parte de o zi de vineri frumoasă și să folosiți acest weekend de 11-12 noiembrie pentru tot ce este mai bun în calea dumneavoastră. Hai să vedem la nivelul
tarotului energii. Vom vedea sâmbătă, duminică, dar și cu tarotul Lenormand. De asemenea, iată, voi păstra aceste cărți pentru că s-au evidențiat foarte clar. Și văd așa, dragii mei, pentru ziua de sâmbătă, aici este un bărbat care ține o monedă, puteți fi voi, dragi domni, din balanță, sau poate să fie un partener, o parteneră, un consultant, da, partener sau consultant financiar care vă oferă niște bani. Văd aici 43 este numărul cărții, poate fi vârsta voastră sau 34 de ani. Sau intervalul orar între 3 și 4, sâmbătă, sau ora 12, ora 7. Și mai văd întâlnire cu familia, petrecerea timpului cu cei dragi, cu prietenii voștri. 10 de cupe arată împăcări, regăsiri. Poate petreceți timp cu animalele voastre de companie, poate chiar veți cumpăra un astfel de animăluț. 18 ani sau 81 de ani ar putea fi vârstele sau în intervalul orar între 1 și 8, ora 9, da, care sunt importante. Și iată, pentru duminică, dragii mei, am un vindecător al vârstelor, fie că este vorba despre un partener, un prieten, un consultant sau sunteți voi, cei care știți anume ce să vorbiți cu fiecare vârstă în parte. Că sunteți în familie, cu prietenii, aveți vorbe meșteșugite, aveți vorbele foarte frumos aspectate. Văd 51 ca vârstă pentru voi, ora 6, intervalul orar între 1 și 5, da, 51 de ani poate să fie vârsta voastră sau a persoanei cu care voi veți discuta și vă va unge pe suflet cu ce vă spune. Și văd și multă istețime, ori între 1 și 4, ori la ora 14 sau la ora 5. 9 de bâte mi-arată și o pasiune intensă, faptul că vă întâlniți cu o persoană dragă vouă, e multă intimitate satisfăcătoare, văd de asemenea și faptul că ar putea cineva să încerce să vă manipuleze, iar voi veți ierta această persoană, o veți pune la punct, veți implica niște limite. S-a mai întors o carte, a treia carte, numărul 20, poate fi vârsta voastră sau ora 20, da? Este o grădină frumoasă această carte. Sufletul vostru se pare că va scăpa de o temere, pentru că optul de monede, optul de inimă neagră de aici, nu e opt de monede, e opt de spade. Inima neagră înseamnă spadele, înseamnă griji. Parcă vă distanțați de o supărare, vă vindecați, se duce mai încolo un necaz și voi petreceți timp în natură. Sau, v-am zis, e vorba despre o călătorie pe care o faceți, o transformare din sufletul vostru, cu ceea ce citiți, cu timpul petrecut alături de cei dragi. Dar se anunță o zi deosebită, aș spune eu. Foarte frumoase sunt energiile voastre, dragi doamne și domn din balanță. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru faptul că sunteți abonații canalului. Toate cele bune, să aveți o zi de vineri deosebită și un weekend minunat. Vă îmbrățișez cu mare drag și mergem, iată, la dragile doamne și dragii domni din Scorpion. Să vedem la nivelul acestei perioade 10, 11, 12 noiembrie 2023, ce mesaje primiți? În primul rând, iată, este acest ghid spiritual, Merlina, care spune că tu poți să te simți confuz în acest moment și să fii oarecum indecis, deoarece tu nu ai suficiente informații. E bine să faci cercetări, e bine să cauți sfatul unui expert pentru a reuși să iei o decizie în cunoștință de cauză. Să vedem și la nivelul tarotului Illuminati pentru ziua de vineri. Da, majoritatea avem zi lucrătoare. Iată pentru dumneavoastră acest turn. O discuție clarificatoare și lămuritoare cu persoana voastră dragă. Turnul este la nivelul relațional. Poate fi un berbec care intră în viața voastră, da? Voi aveți totuși șansa să vă împăcați, să reclădiți, să reconsolidați o relație. Hai să vedem la nivelul serviciului, carierei,
Dragi scorpioni, veți colabora foarte bine, poate cu un capricorn, dar aș mai vedea de asemenea aici o ușoară nervozitate, chiar furie pe cineva, o ușoară... veți face comparații care nu vă avantajează. Sper din tot sufletul să nu dați curs unor discuții toxice, dar poate totuși este partea pozitivă a cărții și această persoană din Capricorn colaborează foarte bine cu dumneavoastră. La nivel financiar, văd că aveți un 5 de spade, banii vin de la gemeni balanțe vărsători cu care voi negociați, poate veți da un discount cuiva, dar văd că veți câștiga o vânzare sau banii vin către voi, poate nu în valoarea maximă pe care ați așteptat-o, dar să știți că reușiți să obțineți acești bani. Apoi, sănătatea, iată, este temperată. Temperanța vorbește despre cumpătare, despre faptul că la nivel sufletesc și la nivel trupesc sunteți echilibrați. S-ar putea o persoană din zodia săgetător să vă armonizeze, să vă ajute în tot ceea ce aveți voi de făcut. Mergem mai departe, dragi scorpioni, să vedem și la nivelul weekendului. Da, va fi 11 sâmbătă, este 11-a 11-a și vă sfătuiesc ca la ora 11, ori dimineață, ori seara sau și, să meditați asupra dorințelor voastre, să vă puneți aceste dorințe, să fiți un moment, da, să fiți într-un moment de aici și acum, să vedeți ce este mai bine și mai bun pentru sufletul vostru. Să vedem acum, pentru sâmbătă, văd grădina și poarta, voi puteți să vă împliniți un vis. Important este să treceți peste niște convingeri limitative. Aveți o voce critică în mintea voastră pe care să o dați mai încet. Aveți un perfecționism, dar spune că voi veți reuși să aveți mai multă încredere în dumneavoastră. Poate chiar veți călători într-o grădină frumoasă, poate e sufletul vostru de care aveți grijă sau chiar petreceți timp în natură, în grădina voastră sau într-un parc. Din nou, călătorie, posibilitatea de a călători, vă spune Lenormand, poate vine cineva spre voi, mergeți voi spre altcineva sau călătoriți împreună. Numărul 3, poate fi ora 3, aici am numărul 30, poate vârsta de 30 de ani sau a cuiva sau ora 3. Ce mai văd este un 10 de inimă neagră. Se pare că s-au încheiat niște dificultăți, se pare că scăpați de o mare grijă, ajunge un ciclu dificil să se încheie pentru dumneavoastră. Foarte, foarte bune cărți. Hai să vedem și duminică ce este aspectat. Foarte frumos. Voi aveți aici un corn al abundenței. Voi aveți aici o prosperitate care vine spre voi. Sper să fie de toate tipurile și legată de sănătate, creativitate, de bani, de tot ce este mai bun în viața voastră. Mai sunt și niște persoane mai răutăcioase. Poate că veți avea și o mică ceartă, pentru că veți vedea că vi se pun bețe în roate. Sunt oameni invidioși. Nu trebuie să puneți la suflet, da? Pot fi, așa zici, prieteni falși, da? Dar lăsați la o parte această supărare și mergeți către binecuvântările și prosperitatea pe care eu le-am văzut pentru dumneavoastră. Sunt predispoziții cu care sper să rezonați într-un număr cât mai mare. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, să aveți o zi de vineri deosebită și un weekend excelent. Și vă mulțumesc din suflet pentru faptul că sunteți abonați și că urmăriți aceste talări. Am ajuns la dragile doamne și dragii domni din zodia săgetător. Să vedem pentru dumneavoastră cum este aspectată perioada 10-11-12 noiembrie 2023. Ghidul spiritual care vă adresează un mesaj este Desire și spune: nu, condițiile nu sunt favorabile chiar acum, mai așteaptă puțin și mai caută niște opțiuni, niște alternative. De asemenea, cere ajutorul îngerilor să te ghideze și să te ajute în procesul pe care l-ai de traversat, ori în acest weekend, ori legat de o decizie, da? Să vedem la nivelul zilei de vineri, 10 noiembrie 2023, cum sunt aspectate planurile săgetătorilor.
în privința relațională, Cartea Judecății anunță o împăcare. Anunță de asemenea prezența unei persoane din balanță. Aici o evaluare este ca și cum discutați foarte clar. Judecata spune că e după faptă și răsplată. Dacă ați fost nedreptățiți, vi se face dreptate. E foarte, foarte bine aspectat săgetătorul. Aș zice că triumfă adevărul, că aflați că ați câștigat un proces, că primiți daune morale, dar genul acesta se aspectează. Apoi văd soarele la serviciu, o bucurie, o împlinire, o colaborare cu o persoană din zodia Leu. De asemenea, poate veți lucra în aer liber sau vă veți lua liber în ziua de vineri, tocmai ca să plecați într-o călătorie. E o rezolvare aici, da? Foarte bine. Hai să vedem la nivelul financiar. Eremitul îmi spune că voi căutați niște soluții financiare, că banii pot veni de la persoane din zodia Fecioară. Aveți o înțelepciune anume, căutați niște răspunsuri, căutați o modalitate prin care să vă fie recompensată această experiență profesională, dar poate că voi aveți mare încredere într-o reușită, da, la nivelul acesta al banilor. Și iată, îndrăgostiții pe partea aceasta a sănătății și a sufletului, s-ar putea să fiți îndrăgostiți, s-ar putea să treceți cu bine peste niște dificultăți în relațiile voastre, s-ar putea să fiți ispitiți și să pur și simplu cineva să vă să vă pună să faceți o alegere bazată pe moralitate. Sau e vorba, nu știu, că țineți un regim și în această zi nu veți mai putea sau va trebui să vă țineți din scurt să-l respectați. Sau e un tratament pe care e foarte important să-l urmați pas cu pas, spune această carte, deși veți fi ispitiți să nu procedați în acest fel. Să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din Săgetător cum este aspectat weekendul 11-12 noiembrie 2023. Pot să vă spun, da, că de fapt vă propun ca sâmbătă pe 11-11 la ora 11 și dimineața și seara să vă luați un moment cu voi înșivă, să meditați spre ceea ce vă doriți cel mai mult și să înălțați acea dorință în univers, ca ea să vină împlinită și îndeplinită. Hai să vedem care sunt mesajele pentru sâmbătă. Iată, răbdarea va fi foarte importantă. Dacă aveți răbdare, aveți foarte multe de câștigat. 16 este ora 16 sau un interval orar între 1 și 6, ora 7. Poate e vorba de cineva de 16 ani, da, un adolescent rebel sau adolescentă rebelă cu care interacționați sau este vorba de 61 de ani. Și iată, văd iubire, pasiune, domnii din Săgetători și partenerii doamnelor din Săgetători sunt foarte iubitori. Aici am un as de inimă roșie, care înseamnă iubire împărtășită, înseamnă o viață intimă satisfăcătoare. Aici este, da, 28, ar putea fi vârsta dumneavoastră, dar văd și intervalul orar între 2 și 8. Interesant e că această carte are numărul 16, iar 2 ori 8 fac 16, da? Poate ora 16 să fie importantă. Iar duminică, dragi săgetători, iată, ușa către valori, foarte frumos, ușa către valori, bani care vin spre voi, 31 e vârsta dumneavoastră, poate intervalul orar între 1 și 3, ora 13 sau ora 4. Și din nou iubire, foarte frumos, din nou iubire, doamnele din Săgetători sunt activate, 29 poate fi vârsta dumneavoastră. Interesant, da, că avem poate intervalul orar între 2 și 9, ora 18, da, sau ora 11. Și mai am aici un as de inimă neagră care reprezintă găsirea unei soluții într-o relație de iubire, într-o conexiune de suflet pereche. Foarte frumoase sunt energiile dumneavoastră, dragii mei, sper să rezonați cu ceea ce a fost spus bun. Eu vă doresc o zi de vineri deosebită și un weekend minunat alături de cei dragi vouă. Vă mulțumesc pentru că urmăriți aceste etalări
Vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc, da, și pentru faptul că vă abonați. Am ajuns la dragile doamne și dragii domni din Zodia Capricorn. Să vedem cum anume sunteți aspectați în perioada 10-11-12 noiembrie 2023. Iată mesajul de la ghidul spiritual Aurora. Tu zbori destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenințe pe ceilalți, dar să nu cobori, deoarece în curând ceilalți vor dori să te urmeze și să-ți urmeze exemplul tău. Foarte frumoasă carte, dragii mei, sper să aveți încredere în voi, în drumul vostru, în succesul vostru deosebit. Ce pot să vă mai spun de asemenea este că la nivelul acesta al zilei de vineri, pe plan relațional am un prinț de bâte. Poate că sunteți voi mai iubitori, mai spontani, dar și ușor nestatornici. Ori este o persoană din berbecleu săgetător care vine spre voi valvârtej cu multă iubire. Văd că vă bucurați de viață, vă bucurați de pasiune în viața voastră. Apoi, la serviciu am un 9 de cupe. Voi sunteți mulțumiți. Văd că veți colabora foarte bine cu racii, scorpionii, peștii. Aveți aceste 9 cupe pline, adică aveți independență, poate chiar lucrați eu cu oarecare independență. De asemenea, am, iată, un 8 de bâte la nivelul financiar, vești foarte bune legate de bani care vin de la distanță, vești bune, telefoane, multe e-mail-uri, da, legate de acești bani. Se rezolvă o situație dificilă mai repede decât vă așteptați pe planul material. Și legat de sănătate și de planul sufletesc, acest rege de cupe vă arată foarte bun, foarte buni, blânzi, sănătoși. Este o persoană, da, partenerul vostru, dacă nu sunteți domnii din Capricorn, partenerii doamnelor Capricorn sunt împăciuitori, armonioși, buni sfătuitori, buni ascultători. Deci văd aici relații frumoase, poate chiar cereri în căsătorie, mutări împreună, da? O carte tare, tare frumoasă care anunță, vedeți, o zi de vineri destul de bine aspectată. Să vedem și la nivelul weekendului ce ne spun Tarot Energii și Tarotul Lenormand. Nu uitați că sâmbătă va fi 11-11 și sper, dragii mei, la ora 11 dimineața și seara să aveți această deschidere de a vă pune intenții, dorințe, de a medita la ceea ce contează cel mai mult pentru dumneavoastră. Sper așa să fie, să vă bucure ceea ce veți primi și hai să vedem pentru sâmbătă. În primul rând văd această grădină și o poartă care spune așa: grădina poate fi sufletul tău, poate fi împlinirea unui vis, poate fi o călătorie la care visezi, o reușită foarte importantă, dar gardul reprezintă convingerile tale limitative, ca și cum nu ai merita, că nu ai ști suficient. Este ca și cum grădina și poarta aceasta sunt ceea ce poți avea dacă vei reuși să treci peste piedicile pe care vi le puneți voi singuri. 30 poate să fie vârsta dumneavoastră. De asemenea, eu văd aici cartea cu numărul 44, poate fi vârsta dumneavoastră sau un interval orar între 4 și 8, ora 16, sâmbătă, în care veți fi foarte atenți cu cineva anume sau veți privi foarte atenți niște documente pe care le semnați. Veți fi, cum să vă spun, grijulii, veți fi totodată atenți, da, detaliile fac excelența în cazul dumneavoastră. Hai să vedem, dragi Capricorn, și pentru duminică, foarte interesante cărți, văd cartea aprecierii, veți fi apreciați, poate de o doamnă sau voi sunteți aceste doamne care primesc aprecierea. Vedeți, pe unde treceți voi, înflorește, da? Și voi păstrați doar o floare din ceea ce oferiți și mergeți în continuare spre acest pustiu să-l înfloriți.
Deci este o apreciere pe care o primiți la ora 15, ori între orele 1 și 5, ori la ora 6, în ziua de duminică, da? Și aici aveți grijă de asemenea la măștile pe care ar putea o persoană să le poarte ca să nu vă supere, ca să nu judecați, da, poate să fie o persoană complexată sau care nu vrea să aducă, să zic, o energie negativă în relația voastră, dar voi să vedeți dincolo de aparențe. Sau cartea spune să fiți asertivi, să nu purtați măști, să vorbiți cât puteți de deschis despre ceea ce simțiți, chiar dacă sunt lucruri neplăcute. 40 poate fi vârsta voastră sau ora 4, dragii mei. Aici 15 este numărul, ora 15, intervalul orar între 1 și 5, ora 6, la fel, da, care se manifestă. Foarte frumos, dragi capricorni, sper să rezonați într-un număr cât mai mare cu aceste aspecte frumoase pe care cărțile vi le prezintă. Vă doresc toate cele bune, o zi de vineri excelentă și un weekend minunat. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag pentru faptul că urmăriți și că sunteți abonații mei. Eu merg mai departe, iată, la dragile doamne și dragii domni din Zodia Vărsător. Să vedem pentru perioada 10, 11, 12 noiembrie care sunt aspectele în cazul dumneavoastră. Da, 2023 este un an care a trecut destul de repede. Iată, Omega este ghidul vostru spiritual care spune că vei obține o victorie, dorința ta va veni către tine și se va fructifica. Zice să îți continui munca foarte bună. Este foarte importantă această carte care vă anunță, dragii mei, o victorie. Este meritorie, este în urma unui efort pe care voi îl faceți. Haideți să vedem și la nivelul tarotului ziua de vineri, 10 noiembrie, cum este aspectată. Și văd în primul rând aici un 3 de monede care îmi spune că se deblochează anumite limitări pe care le-ați avut în parteneriatele voastre. Relațiile sunt bine aspectate, în special în cuplurile cu Tauri, Fecioare, Capricorni. Atenție și la o relație trio, dragii mei, dar văd că aveți o relație care merge bine. Voi formați o echipă foarte, foarte frumoasă, da? Apoi, la serviciu, aveți o victorie, aveți o reușită, aveți un proiect important, găsiți o soluție care este deosebită. Văd că veți colabora cu Gemeni, Balanțe, Vărsători la un nivel foarte mare. Veți avea dreptate, vi se face dreptate, da? Și șaptele de cupe la nivelul financiar îmi arată că voi sunteți destul de confuzi în ce direcție să investiți. Sau sunt bani care vin de la raci, scorpioni, pești. Ați vrea să faceți foarte multe cu acești bani și vă gândiți ce aspect este mai important, ce anume vă face să vă simțiți mai bine. Iar asul de cupe arată vindecări, fericire, arată prosperitate care vine spre voi, relații frumoase cu racii, scorpionii, peștii, vindecări, rezolvări, da, de dificultăți. Foarte bine sunteți aspectați, dragi vărsători. Mergem mai departe la tarotul Energy și Lenormand pentru a vedea cum anume se previzionează weekendul. Nu uitați că sâmbătă pe 11-11 la ora 11, că este dimineața și seara, voi veți putea medita prin conștiința dumneavoastră la ceea ce vă doriți, la ceea ce vreți să vi se împlinească. Să lansați aceste dorințe către univers și să le puteți primi totodată împlinite, îndeplinite. Sâmbătă, iată, fantastic, grădina și poarta foarte, foarte des a căzut această carte. Voi veți urmări și la ascendent și la persoanele voastre dragi. Grădina aceasta poate să fie o călătorie, poate să fie un vis împlinit, poate să fie pur și simplu o stare de bine, da? O fericire. Dar este și o poartă între voi și grădina aceasta. Este ca și cum voi nu știți cum anume să vă încurajați, să scăpați de temeri, de convingeri care vă spun că voi nu reușiți, că nu e pentru voi și așa mai departe. Cartea spune îndrăznește.
depășește-ți limitele, fii din ce în ce mai hotărât, hotărâtă în ceea ce vrei să obții. 30 poate fi vârsta dumneavoastră sau ora 3 și mai văd și un buchet de flori. 30 este și cartea, deci numărul 30 este și în cartea energiei și în cartea Lenormand. 30 poate să fie o vârstă, poate să fie ora 3. Un buchet de flori pe care îl oferiți sau îl primiți, o declarație de dragoste. Este ceva foarte frumos aici și văd un popă de inimă neagră care este regele de spade. Fie că sunteți voi, dragi domni vărsători, fie că este o persoană din gemeni balanță vărsător care să fie partenerul doamnei din vărsător. Foarte frumoase aspectate, da, logodne, căsătorii, cum spuneam, o nuntă la care mergeți, da? Hai să vedem și aspectul de duminică. Văd aici, într-adevăr, o apreciere pe care o veți primi, faptul că voi pe unde mergeți sfințiți locul și înflorește în urma voastră munca pe care o depuneți, ori voi arătați această apreciere pentru o persoană deosebită. Numărul 15 este poate ora 15 sau un interval orar între 1 și 5 sau ora 6 și veți culege roadele unei munci. Și văd aici un valet de romb, adică valetul de monede. Voi ați investit și acum obțineți un profit. Văd aici cartea cu numărul 10. Poate ora 10 să fie importantă, dar este foarte rapid un rezultat, da, pe care voi vi l-ați dorit și pe care voi l-ați așteptat și îl veți obține. Foarte frumos și foarte bine aspectate, da, aceste energii. Sper să rezonați, dragii mei, într-un număr cât mai mare. Eu vă îmbrățișez cu mare drag, vă mulțumesc pentru faptul că, iată, urmăriți și vă abonați. Și totodată vă doresc o zi de vineri deosebită și un weekend minunat, dragii mei. Haideți să mergem la dragile doamne și dragii domni din zodia Pești. Pentru dumneavoastră, da, perioada 10-11-12 noiembrie este, iată, aspectată la nivelul cărților oracol și de tarot. Ghidul spiritual care vă trimite un mesaj este Azure, da? Și Azure spune așa că toate dorințele care vin spre tine te vor găsi într-un viitor foarte apropiat. Deci în curând va veni ceea ce v-ați dorit, dragii mei, din zodia Pești. Totuși, să aveți răbdare și să aveți încredere până atunci și să nu încercați să forțați anumite evenimente care se vor petrece într-un mod foarte natural pentru dumneavoastră. Sper, dragii mei, așa să fie și să vedem la nivelul tarotului ce anume anunță cărțile pentru ziua de vineri, 10 noiembrie 2023. În plan relațional, acest rege de spade poate fi un partener din gemeni balanță vărsător, poate fi o relație la serviciu. De asemenea, ar putea să se manifeste aici o oarecare dictatură, da? O oarecare răceală în sentimente. Deci să aveți grijă să nu fiți foarte tăioși cu persoanele voastre dragi. Să vedem apoi un doi de bâte la serviciu, faptul că așteptați niște informații, le adunați, colaborați cu străinătatea sau cu persoane de peste orașe. Poate aveți și niște altercații cu berbecii lei săgetători, dragii mei, însă acest doi de bâte spune că tu nu vrei să acționezi, da? Ești în această zi de vineri pus pe picior de plecare, nu prea vrei să acționezi. Hai să vedem financiar. Financiar se pare că banii vin de la un scorpion sau voi veți înceta să investiți bani într-o anumită direcție care nu ducea nicăieri. Sau se încheie, da, se transformă un venit al dumneavoastră sau veți reuși să vă schimbați sursa de venit. Dar în orice caz banii aceștia vin și de la scorpioni și sănătatea iată este bine aspectată cu cartea Lumea. Vă simțiți bine, vă înțelegeți bine cu oamenii. Este aici un vărsător care este lumea voastră.
voi reușiți să ajungeți la o stare de sănătate echilibrată, să vă bucurați alături de cei dragi, da, de acest lucru. Foarte, foarte bine sunt aspectate previziunile pentru voi și să vedem la nivelul weekendului, dragi doamne și domni din Zodia Pești, da, pentru 11-a, 11-a sâmbătă, la ora 11, ați putea, da, 11 ziua, dimineața și seara, ați putea să vă puneți intenții, pentru că este un portal, da, 11, 11, 11. Și să vă puneți dorința să o lansați în univers ca ea să vină către voi împlinită. Să vedem predispozițiile de sâmbătă. Fantastic! Să știți că această carte a fost, cred că, la jumătate din zodii. Să urmăriți și pentru persoana dragă, să urmăriți și pentru ascendent, și pentru semnul vostru al lunii, da? Pentru că, ce să vă spun, Grădina și Poarta este o carte emblematică a succesului pe care noi ni-l autosabotăm. Adică noi avem parte de o grădină frumoasă, de împlinirea unui vis, de a unei dorințe. Noi putem călători într-un anumit loc, dar uneori ne dăm cu stângul în dreptul, fie că ne descurajăm pe parcurs, fie că avem convingeri limitative că nu vom putea, fie că nu ne expandăm limitele. Dar cartea asta parcă spune că vreți să mergeți într-o călătorie, să vă plimbați într-o grădină frumoasă, că este grădina voastră sau este un parc în care veți merge, vă veți simți într-un mod deosebit. 30 poate să fie vârsta dumneavoastră și mai văd un edificiu frumos, o clădire în care veți merge, poate să fie chiar o căsătorie, o primărie la care vă duceți sau vizitați un loc important sau poate vă mutați în casa voastră. Aici am un 6 de spade, vă veți lăsa la o parte un conflict și veți merge către zări mai senine. 19 este o carte care anunță poate 19 ani ai dumneavoastră sau un interval orar între 1 și 9, ora 10, ora 1, care tot așa să vă poarte noroc. Pentru duminică, dragii mei, fantastic. Această apreciere a fost de asemenea la mai multe zodii. Aprecierea aceasta vine din faptul că voi sfințiți locul, că vă place să lăsați lucrurile în ordine. Aprecierea o veți simți din partea unor persoane sau voi veți aprecia o anumită persoană. Din câte văd aici, numărul 15 poate fi o oră sau un interval orar între 1 și 5 sau ora 6, dar 51 de ani ar putea de asemenea să fie importante. Și cartea aceasta cu numărul 27 sau că aveți vârsta de 27 de ani sau 72, este o scrisoare importantă, este un mesaj că vine prin SMS, WhatsApp, că citiți ceva. Aici este un mesaj frumos, poate chiar e o scrisoare, este o depeșă pe care o primiți prin poștă, o felicitare, foarte frumos. Iată și șaptele de spade care arată, dacă semnați un contract, să îl citiți foarte bine, să vedeți ce avantaje aveți, să nu pierdeți anumite avantaje. E foarte frumoasă, da, e o veste bună, pare o scrisoare oficială, pare ceva care vă încântă, da? Și e vorba de aprecierea dumneavoastră pentru ceea ce faceți. Foarte frumoase sunt aspectate energiile celor din Zodia Pești. Eu vă doresc o zi de vineri deosebită și un weekend minunat și vă îmbrățișez cu mare drag, mulțumindu-vă pentru faptul că urmăriți aceste etalări și că vă abonați, dragii mei. Să vă meargă bine și să ne revedem și la alte etalări. Pa, pa! Să aveți grijă de voi! Pa, pa!